Toată lumea este invitată să-și facă rezervările timpurii pentru această vară. Și chiar dacă mai avem ceva timp până în sezonul estival, mulți au început deja să se gândească la mare și la soare. Colegii noștri de la Muze FM ne cheamă chiar să fim primii care merg la mare în cadrul campaniei Muse in Greece. În luna dragostei, Muze FM te invită în cea mai amoroasă destinație pentru îndrăgostiți. Cu Muze in Greece ai șansa și în acest an să ai parte de o vacanță amoroasă alături de persoana iubită. Vreți și voi? După 5 ediții de succes și 10 norocoși care și-au sărbătorit dragostea pe plaje mediteraneene, Muze FM te invită și pe tine în vacanță. Tradițional, un cuplu fericit, norocos, va pleca în Grecia într-o vacanță, unde va avea parte de un sejur, de călătorii, de soare, de mare. Câștigător poți fi chiar tu, fiindcă regulile sunt mai mult decât simple. Am început să desfășurăm concursul la sfârșitul lunii ianuarie. Acum colectăm încă pozele. Deci oricine vrea să participe poate să ne trimită pozele pe mail concurs@muzefm.md. Până pe 10 februarie este etapa de colectare a pozelor, iar după va începe votingul. Dacă poza voastră de cuplu va convinge vizitatorii site-ului Muze FM să vă voteze, mai urmează decât o singură etapă. Trei cupluri care vor acumula cele mai multe voturi vor nimeri în marea finală, care se va desfășura de Dragobete pe 24 februarie. Și atunci se va decide cine va fi cuplul norocos. Regulamentul concursului la fel poate fi văzut pe site-ul muzefm.md. Este rubrica Muze in Greece, vacanța de vis Muze in Greece. Și acolo este și regulamentul, condițiile de participare. Cuplurile care au fost în anii trecuți au rămas foarte, foarte încântați de călătorie. Am primit după aia feedback pozitiv din partea lor, am primit poze, ne-au etichetat, deci au avut parte de un sejur de neuitat. Grecia este cu siguranță o destinație care trebuie bifată măcar o dată în viață, deși cei care ajung acolo revin neapărat. Cu Muze FM aveți ocazia să vă bucurați și voi de Marea Turcoaz. Trebuie doar să participați!